Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bucurați-vă, Sfinților, toți rugători ferbinți pentru Dumnezeu, la Dumnezeu pentru toată lumea. Iată mesajul imn al Sfântului Acatist de astăzi care s-a citit, în care ortodoxia se întrarmează, ca să spunem într-un cuvânt mai înțeles, cu toate faptele credinței, după cum Apostolul Pavel spune, omul să fie drept și cu cernic și cu vios și cu bună cuvință și cu fapte bune și cu dreptate și cu dragoste. Deci iată acești sfinți care sunt baza vie a credinței noastre strămoșești și ortodoxe, în același timp vin și stau ca un scut la învățătura Evangheliei care ne spune credința fără fapte este moartă. De aceea și în imnul acatist ați auzit spunându-se, bucurați-vă că prin alegerea voastră credința ați desăvârșit. Deci iată care este rostul, să spunem, al sfinților în ortodoxie. Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu sau martorii credincioși în cer și pe pământ. În cer, fiindcă laudă alături de îngeri, puterea lui Dumnezeu, atotputernicia și înțelepciunea Lui, iar pe pământ, pentru că apără învățătura Lui, învață pe oameni adevărul despre El și în același timp îi învață pe oameni cum trebuie să fie ca să poată să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. După chip, toți suntem Dumnezei, pentru că avem în noi nemurirea, rațiunea, voința și cuvântul. Dar după asemănare, numai atunci vom fi ca Dumnezeu când vom imita faptele Sfinților sau faptele Mântuitorului Iisus Hristos, prototipul personal din Sfânta Treime care a venit să sfințească neamul omenesc prin întruparea din Fecioara Maria de la Duhul Sfânt, prin moarte și înviere. Deci iată, ați auzit Evanghelia de astăzi fiind foarte frumoasă și adâncă și un prilej foarte potrivit de a clarifica astăzi niște probleme care de mult se cereau discutate și a sosit și momentul potrivit. Spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie și o să luăm verset cu verset fiindcă avem ce discuta astăzi și trei ori. Pe cel ce mă va mărturisi pe mine în fața oamenilor, îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui care este în ceruri. Să privim un pic în jurul nostru și să ne facem o problemă de mărturisire a credinței. Cea din tâi, sau cea mai necesară și mai elementară normă de mărturisire a Mântuitorului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu din cer, deci Tatăl, este botezul în numele Sfintei Treimi. Deci este primul act prin care creștinul mărturisește pe Iisus Hristos încă de la sânul Maicii sale, prin mărturia, cum spune Sfânta Scriptură, a 2-3 martori unde se întărește cuvântul adevărului, iar când nașul spune mă lepă de satana și de toate lucrurile lui, acel copil este curat, izbăvit, însoțit de îngeri de lumină, este botezat și unit prin moartea cu Hristos în clistelniță și prin învierea cu Hristos, prin pecetuirea cu marele mir din clistelniță, deci după ce a ieșit din afundarea botezului. Eu vă spăl păcatele cu apă, cel ce vine, vine cu Duh Sfânt și cu foc, spune Ioan, botezătorul. Deci iată, primul act prin care noi îl mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos. Deci cel ce mă va mărturisi pe mine, nu întru mine, direct pe El, acela va fi mărturisit și de mine în cer. De ce? Fiul și Duhul Sfânt au fost mesagerii, deci au fost mesagerii sau persoanele din Sfânta Treime care au activat prin lucrarea lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt la mântuirea lumii. Duhul Sfânt a luminat, a curățit, a sfințit,
Iar Mântuitorul a propovăduit și a învățat și a sfătuit și a îndreptat și a cârmuit și pe cei din uliță și pe cei din drumuri și pe cei de pe garduri, pe toți i-a dus la cina cea mare a fiului de împărat. Dar mai rămâne un lucru. Nu este suficient ca botezul să rămână singurul act prin care omul a mărturisit pe Iisus Hristos. Deci botezul este intrarea în ortodoxie sau altoirea viței în butuc. Deci vița care va trebui să dea rod. Ei, pentru a da rod, de acum încolo încep lucrările de pregătire. Și cum spunea mai departe un mare învățat, copilul se crește încă din sânul familiei și familia se crește din sânul familiei și ea la rândul ei, fiindcă toți ne succedem dintr-o familie, începând de la Adam și Eva și până astăzi. Deci începe educația copilului atât morală, cât și religioasă, cât și intelectuală, cât și pedagogică, cât și administrativă și tot ce vrei să-l înveți. Ca de mititel copilul să știe ce trebuie să cunoască despre Dumnezeu, să simtă nevoia și unirea cu tainele lui Dumnezeu, să simtă comuniunea și legătura cu biserica prin spovedanie sau Sfânta Liturghie cu Iisus Hristos comuniunea și în același timp să se simtă prieten cu sfinții, adică cu prietenii lui Dumnezeu și să aibă ajutători și mijlocitori. Deci iată, de aceea unul din criteriile de bază este și acesta. O familie încă de la întemeierea ei trebuie să fie credincioasă. Deci bărbatul și femeia, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, se căsătoresc din biserică. Nu mai spun din altă parte, să nu denaturăm frumusețea Evangheliei de astăzi. Deci nu din locuri lumești, din locuri duhovnicești. Vrei să o vezi credincioasă, o vezi la potir. Vrei să o vezi evlavioasă, o vezi în biserică. Idem și bărbații. Mergem la un alt fel de mărturisire. Nu este de ajuns că suntem la potir. Nu este de ajuns că suntem la biserică, ci spune undeva Mântuitorul, tot în Evanghelie, nu este mare cel ce învață, chiar și eu, ci este cel ce face, pentru că cel ce învață și nu face, mic este în împărăția lui Dumnezeu, iar cel ce învață, dar și face, mare se va chema. Deci iată ce cere Mântuitorul, cere în primul rând, din punct de vedere intelectual, să ne pregătim duhovnicește, dar de acum, din punct de vedere moral, să lucrăm duhovnicește. Și trebuie, cum spune Mântuitorul, să-L găsim prin lucrarea poruncilor. Astea le știți concret de la spovedanie. Faptele milei sufletești, faptele milei trupești, faptele bune, păzirea poruncilor, păzirea decalogului, păzirea fericirilor. Cineva va zice, dar ce să păzești din fericiri? Păi o citești pe aia unde spune, fericiți cei blânzi și nu te enervezi, fericiți cei curați cu inima și nu ești desfrânat sau altceva, fericiți cei ce plâng, nu trebuie să umbli cu ochi, cu batista legată la ochi, dar să știi să te întristezi de supărarea cuiva, nu să te bucuri de rău. Și așa mai departe, mergând prin toate celelalte. Deci iată încă un mod de a mărturisi. Iar un alt mod de a mărturisi și mai concret, este atunci când biserica este atacată sau este amenințată, bineînțeles că Duhul Sfânt o păzește în orice vreme și în orice loc, nu se lasă El în nădejdea oamenilor, dar prin oameni lucrează biserica, când sectele sau rădăcinile rele, cum se spune, intră în ogorul Domnului, aceste buruieni crescute la umbra bisericii trebuie dărâmate, rupte, prășite, înlăturate. Când se deschide gura și se hulește Dumnezeu, atunci să fii prezent. Când se hulește credința, să fii prezent. Când se hulește postul, să fii prezent. Când se hulesc tainele, să fii prezent. Când se hulesc faptele, să fii prezent. Când se hulesc icoanele, să fii prezent. Când se hulesc sfinții, să fii prezent. Cum? Prompt și concret, cum au făcut-o în cele 12 volume de Viețile Sfinților, toți sfinții. Unul este Dumnezeu slăvit în cer și pe pământ. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun lucru nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Deci tu trebuie să fii care întâi, dacă este nevoie, aperi în cuvânt, iar dacă este nevoie, treci și la faptă. Văzându-te pe tine cei din jur corect, Evanghelia spune... Nimeni văzând lumina nu o pune sub pat, cetatea stă în vârful muntelui, nu se poate ascunde, sau nimeni nu pune lumina sub obroc, fiindcă însuși Mântuitorul spune,
lumina voastră sau viața voastră să fie ca lumina în sfeșnic și să lumineze tuturor. Păi ce poate să lumineze din ortodoxie decât o șleactă de bețivi în toate bufetele țării, sau o șleactă de desfrânat pe toate străzile țării, sau o șleactă de vagabonți needucați scăpați din mâna familiei, din care nici statul, nici juridicul, nici poliția, nici armata nu poate să facă nimic. În armată se face și mai rău, la închisoare se face și mai rău, la justiție, dacă îi dă amendă sau îl judecă, îl face și mai rău. Deci nu face nimic. Deci iată cu ce trebuie să vină prompt creștinătatea în fața lui Iisus Hristos. Acesta este actul de mărturisire. Și oricine spune, că zice, e, părinte, așa-i lumea. E adevărat că lumea e așa, dar să nu uităm că și noi suntem tot din lume. Deci nu alcătuiește altcineva lumea decât noi înșine. Deci nu este lumea făcută dintr-un alt fel de oameni, iar noi suntem alții. Ci lumea este ceea ce suntem noi. Mame necredincioase și credincioase, părinți credincioși și necredincioși, copii buni și răi, credincioși și necredincioși, obraznici și mai puțin obraznici, derbedei sau cum vrei să le spui mai departe, în raport de criteriile în care se desfășoară ca programe animalice în viața lor rațională. Deci trebuie să înțelegem că de aici vine nemărturisirea lui Iisus Hristos. De ce? Apostolul Pavel vine și spune, și păgânii neavând lege din fire fac ale legii. Deci pe păgân îl vezi serios, îl vezi om moderat, îl vezi om liniștit, îl vezi om bun, îți întinde o mână de ajutor, iar creștinul de lângă tine, începând de la ultima scândură de gar sau de la ultima plantă de pe hotarul lui și până la ultimul leu sau până la ultima șmecherie de inversiune în legi și în toate actele și în toate învârtelile, să te mintă, să te fure, să te dezbine, indiferent că este mamă, frate, soră, tată, fiu și celelalte. Deci iată forma în care omul se leapădă de Dumnezeu. Nu este nevoie să spui nu cred în Dumnezeu, și spunea un mare învățat, în primul rând ateii nu sunt periculoși. De ce? Ateii nu cred în nimic, cum susțin ei, deși și ei în inima lor au o controversă și o luptă, dar măcar își demonstrează ateismul prin faptele pe care le fac. Adică nici nu cred în nimic, dar nici nu au un moral, sau unii chiar au și un moral puțin mai social sau mai sănătos. Dar noi, creștinii, cei neadevărați, pentru că sunt și creștini adevărați, nu facem altceva decât să spurcăm ortodoxia cu faptele noastre. Prin ce? Prin cuvântul pe care l-a spus Mântuitorul. Mulți din cei din tâi vor fi la urmă, mulți chemați puțini aleși, sau în altă parte și mai aspru spune, n-aruncați mărgăritarele porcilor, ca întorcându-se să nu vă rupă. Deci ce trebuie să fim atenți? Să nu ne jucăm cu tainele ortodoxiei, administrându-le în glumă și la oricine. Și asta este o afecțiune sau un fel sufletesc de a te atașa de Dumnezeu, prin felul cum îl administrezi pe Iisus Hristos celor din biserică. De ce? Ierarhii, clerul, biserica, poporul nu fac altceva decât să alcătuiască totalitatea bisericii în care lucrează Dumnezeu prin oameni. Și atunci sigur că dacă se profanează cele sfinte, în primul rând nu mai este mărturisit Tatăl, deci nu mai este mărturisit Iisus Hristos, nu mai este mărturisit Duhul Sfânt, ci este o dezordine, o anarhie și o destrăbălare. Și vedeți unde duce, pentru că însuși biserica în sânul ei, prin faptele creștinilor, se face o punte a sectelor, deci se face o punte a sectelor, de unde sectele vin și se alimentează cu creștinii noștri, luându-i de data aceasta nu pe fond spiritual, ci pe fond material și câștigând astfel nu altceva decât dușmani împotriva bisericii. De ce? Dacă cel din biserică, stăpânului, preotului, parohului, episcopului, cel care îl are în subordinea sufletească, l-ar fi pedepsit din prima și l-ar fi alungat ca pe un, cum spune Evanghelia, să-ți fie ție ca un păgân și vameș, biserica n-ar fi fost batjocorită. Și acum le este lesne să vorbească și tot ei să se ducă la secte și să spună, lasă să-ți spun eu ce este în biserică, zice, să vezi, fumează și să împărtășesc, curvesc și să împărtășesc, să despart și să împărtășesc, zice, să bat și să împărtășesc, nimic nu le zice preotul lor. Ei se duc și spun. Deci iată, de aia spune în învățătura de la Sfintele Taine, nici sărutare voi da ca Iuda, nici voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ci voi spune, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Deci trebuie făcut o anumită pregătire și o anumită catehizare și cu cel ce se botează,
Deci cu nașii lui, deci în primul rând trebuie să aibă și nașii credincioși, și părinții credincioși, și familia credincioasă, ca să poată să iasă un vlăstar a bisericii, că buruieni sunt destule și mlăzul scate. Trecem mai departe la următorul verset. Dar cel ce se va lepăda de mine în fața oamenilor, de aceea mă voi lepăda în fața Tatălui care este în cer. Aici nici n-avem ce comenta. Lepădările le cunoaștem foarte bine. Sunt lepădări verbale, când omul se leapădă concret pe față și în vorbă de Hristos, prin ce? Nu-i nevoie să spui, mă lepăd de Dumnezeu. Este nevoie să înjuri, să bați jocorești, să hulești, să ocărăști, să faci fapte rele, să te impui ca un om mârșav în societate și te-ai lepădat de Dumnezeu. Este nevoie să faci toate faptele rele și te-ai lepădat de Dumnezeu? Este nevoie să nu respecti porunca Evangheliei sau codul social al familiei sau morala societății sau pedagogia casei sau, dacă vrei, chiar și morala bisericii și te-ai lepădat de Dumnezeu, concret. Să nu socotiți, spune Mântuitorul mai departe, în două versete care astăzi nu sunt prezentate Evanghelie, ci le-a subtilizat Evanghelistul Matei. Le-a exclus crezând că învățătura este necesară și suficientă fără a mai apărea. Eu vi le spun să vedeți ce ar fi vrut să spună. Că eu am venit să aduc pe pământ pace. Și n-am venit să aduc pace, ci sabie. De ce? Tot omul trebuie să fie ca o sabie cu două tăișuri. Cu una să taie în sine și cu una să taie în cei din jurul lui. În sine să-și taie poftele, să-și taie năravurile rele, să-și taie apucăturile nesocotite și să devină un om duhovnicesc, iar sabie pentru cei din jur, sabia nu este neapărat să lovești cu ea, ci umblând neatent cu ea te și tai. Deci la fel și creștinii, fiind din fire niște săbii lucitoare în lumina lui Dumnezeu, cei care se ating de ele se vor tăia. Cum? Rănindu-și conștiința. Băi, ăsta face bine, ăsta postește, ăsta se roagă. Și ia că așa ușor se mai trezește câte unul. Și spune mai departe Mântuitorul, într-un comentariu scurt, și după aceea trece la o adevărată învățătură izbitoare în contradicție cu societatea de astăzi. Zice că am venit să despart pe tatăl de fică și de fiu și de mamă și pe noră de soacră sa. Auzi ce vine Mântuitorul să facă. De-aia dădeți voi pomenice la biserică că nu se împacă nora cu soacra. De ce nu se împacă? Nu se împacă că amândouă srele. Dacă una ar fi bună și una rea, s-ar împăca. Iar dacă ar fi amândouă bune, n-ar mai avea nimic de împărțit. Deci ce vine Mântuitorul? Să bage discordia? Nu vine să bage discordia, ci se folosește de acest verset să arate că atunci când este vorba de porunca lui Dumnezeu, nu-i mai mare nici mama, nici fiul, nici tata, nici soacra, nici nora, nici nimeni. Ci mai mare este Dumnezeu. Dacă te pui în lumina faptei lui Dumnezeu, aici Dumnezeu nu te va pedepsi că ai jignit sau că ai supărat sau că ai intrigat sau că ai respins pe cel de lângă tine în fapte rele, ci din contra vei lua plată sau, cum spune, zice lumea, va zice că voi sunteți nebuni și că nu sunteți ca ei, dar voi nu sunteți din lume, de aceea lumea vă urăște. Și trecem la partea a Evangheliei pe care Mântuitorul o prezintă ucenicilor foarte aspru. Cel ce iubește pe tatăl său sau pe mama sa mai mult decât pe mine nu este mie vrednic. Fiți foarte atenți! S-a legat Mântuitorul Iisus Hristos exact de familie. Deci cum poți să faci să nu-ți iubești tu familia? Deci cel ce iubește pe tatăl sau pe mamă mai mult decât pe mine nu este mie vrednic. Deci iată ce se întâmplă. Această învățătură n-a fost aruncată la întâmplare. Înainte de ea, Mântuitorul a avut discuția cu un tânăr foarte bogat, care vroia să moștenească viața de veci și nu știa ce să facă. Și Mântuitorul i-a spus, respectă poruncile. Și a spus, acestea din tinerețile mele le-am ținut și niciodată nu le-am greșit sau nu le-am călcat. Și îi spuneți, mai trebuie una. Vinde toate, leapădă de toate și urmează mie. Și el s-a întors întristat. Deci aici este contextul acestui verset. Și când vreau să mă opresc la acest verset, de acum trec în partea a doua a Evangheliei sau în substratul duhovnicesc și trecem de la morală la altceva. Spune mai departe Mântuitorul în taina călugăriei. Zice, mai degrabă va uita pruncul pe mama sa, spune în ceremonialul călugăriei, decât eu te voi uita pe tine, Doamne.
ca flămânzia, fi gol și cu tare și cu tare, toate închipuiesc viața după Dumnezeu. Deci iată unde se pune contradicția. Contradicția vine aici. Cine stă cu lumea nu poate să fie afară de lume. Cine stă în lume și se lipește de ale lumii nu poate să fie cu Dumnezeu. Și în general Mântuitorul a vrut să specifice astăzi la Duminica tuturor Sfinților că Sfinții nu se fac în lume decât prin lepădare de sine. Este adevărat că și o mamă cu mulți copii, cu o viață curată, merge în rai. Este adevărat că și un tată cu mulți copii și cu multe griji, dacă se pocăiește și își vede de viața lui frumoasă și își crește copiii în frica lui Dumnezeu, merge tot în rai, dar nu poate Dumnezeu să-și pună acele haruri într-o familie pe care le pune într-un om ales dedicat cu exclusivitate lui. De ce vreau să spun? Nimeni nu va fi în măsură vreodată să facă minunile pe care le-a făcut Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimeni nu va fi în măsură vreodată să facă minunile pe care le-a făcut Sfântul Vasile cel Mare. Nimeni n-a făcut vreodată minunile pe care le-a făcut, sau le poate face, pe care le-a făcut Sfântul Ierar Spiridon. Întâi căsătorit și cu familie, apoi cioban la oile din Episcopia Trimitudei și în cele din urmă făcător de minuni. Și ce minuni? Faptul că a strâns o cărămidă în mână, prea puțin, a intrat în biserică, unde profanau arienii și păgânii biserica și a zis citețului, zice, paracliserului de aprinzător de candele, zice, aprinde candelele, zice, nu mai este un de lemn. Ce pune, Ligia, pune vasul la icoana Maicii Domnului. Și a binecuvântat candela de s-a umplut tot vasul acela și a dat și pe delături, zice, să aveți din de ajuns. Și era vremea vecernii. Și a spus Sfântul, zice, să dăm binecuvântare de slujbă. N-are cine să citească, zice, creștinii sunt la treburile lor. O, Doamne! Și ridicându-și ochii la cer, a dat binecuvântare de vecernie și coruri îngerești i-au cântat și au răspuns toate cântările vecerniei până la sfârșit, dar cu atâta frumusețe s-auzea încât toată lumea din împrejurimile acelui ținut s-a adunat în biserică să audă de unde această cântare frumoasă. Și l-a găsit pe Sfântul Spiridon slujând vecernia și nimeni aflându-se în strană și cântări care te ungeau la suflet ce mintea nu le poate pricepe și urechea nu le poate simți cu auzul. Deci cu îngeri ai slujit, spune mai departe troparul, preasfințite și pe femeia cea moartă din mormânt ai vorbit și iarăși șarpele în aur l-ai prefăcut. Ei, n-o să poată să ajungă nimeni din viața de familie la asemenea minuni. Minunile sunt dedicate în exclusivitate Sfinților, care și ei în exclusivitate s-au rupt de lume și s-au dedicat lui Dumnezeu. Cu ce? Nu numai cu mintea, și cu trupul, și cu voia, și cu cugetul, și cu fapta. Deci totalitatea Sfinților care apără biserica sunt oameni care s-au lepădat de sine. Iarăși vă aduc aminte. Și această lepădare de sine prevede nu altceva decât tăierea poftelor și a voilor proprii și unirea cu Dumnezeu. De aceea când se miorle o mamă sau un tată că i s-a dus copilul la mănăstire, Sfinții Părinți au rânduit canon 15 ani să nu se împărtășească dacă îi opresc. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a ales să nu-i trimită din motive practice, că nu învață și hai să-l duc la mănăstire, că e rău și nu mă ascultă, hai să-l duc la mănăstire, că nu poate face copii, hai să-l duc la mănăstire, că e prost, șchiop, urât, orb, hai să-l duc la mănăstire. Și din contră, cu cât este mai înțelept, mai curat, mai deștept, mai frumos, mai dotat, să nu te miri. Ca unul fără de minte zice, dar ce a căutat săracul în mănăstire? Uite la el ce bărbat și el stă la mănăstire. Minte slabă și îngustă. Praf, fum, putoare, umbră, vis, pânză de păianjen, asta e viața omului. Când crezi că ai dobândit tot aurul lumii, toate averile, toate plăcerile, în groapă te duci și îmi spunea cineva într-o zi recordul mondial a celui mai mare om din lume. Părinte, o performanță, 270 de kilograme. Zic, o să-l dea vermi în judecată că le împuțește mormântul prea tare, zic. O să aibă 3 luni de mâncare din el în loc de o lună. Deci iată performanță. A hrănit hoitul până l-a făcut cât de bivol. Dar mă întreb pentru Dumnezeu ce a făcut. N-a făcut nimic. S-a culcat cum s-a trezit și a adormit cum a dormit.
Mort s-a trezit în viață, mort a plecat din viață, mort înainte de moarte și mort după moarte. Deci asta a făcut. Trebuie să fim cu luarea minte. Cine iubește pe mamă sau pe tată mai mult decât pe Dumnezeu nu este mie vrednic. Vrei să fii vrednic lui Dumnezeu? Dacă ți-a venit un cuget curat și vrei să-l pui în practică, pune-l cu toată voința. Și nu ține cont de mamă și de tată, că prin rugăciunea ta și ei se vor blagoslovi. Și o să vedeți îndată ce spune Mântuitorul. Trece la partea a doua, deci despărțirea de mamă și de tată, care e cea mai firească, deci este firesc și o pasăre dacă iei puiul țipă, și un animal dacă iei puiul se agită, ei, și unui om dacă iei copilul se supără. Dar trece Mântuitorul la partea cea mai fină și zice, cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Ia ca problema unde se încurcă. Că te-ai despărțit de mama, e firesc să crești, să te desparți, să-ți faci familia ta, că și așa te desparți, va lua bărbatul și femeia și vor fi un trup și lasă pe mama și pe tata. Dar să lași pe fiică și pe fiu sângele tău și carnea ta. Și mesajul a fost preluat de David încă din psalm cu vreo 1000 de ani înainte de venirea Mântuitorului. Ascultă, fiică, și vezi. Și uită poporul tău și casa părintelui tău. Că Dumnezeu te-a ales astăzi pe tine să fii mireasă lumii în veacul veacului, stăpâna heruvimilor și a serafimilor, Doamna cerului și a pământului. Deci iată, milostivitoarea sărmanilor, a păcătoșilor și miluitoarea neputincioșilor. De unde vine? Dintr-o familie. De unde se desparte? De fiu se desparte. Și fiul se desparte de mamă și mama de fiu. Vai mie, strigă Fecioara Maria, fiul meu cum mor pe cruce, fiul meu prea dulce, frumusețea unde ți-a apus, spune în Prohod, și sabia a trecut prin inima ei, spune cântarea de la glasul 6 din Triod. Dar ce a spus? Fie Doamne voia ta, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, iată prototipul de mamă creștină, iată prototipul de fiu lepădat de sine. Deci nici fiica, nici fiul nu trebuie să te lege când e vorba de Dumnezeu. Dar Mântuitorul totuși este înțelept. Acest joc de cuvinte nu îl lasă aruncat la întâmplare. Ci Mântuitorul spune undeva așa, prin gura apostolului Pavel învățătura. Fecioara se pregătește să placă Domnului. Femeia sau bărbatul se pregătește să placă unul altuia. De aceea, femei, iubiți-vă bărbații și supuneți-vă lor, spune taina cununiei, și ei să fie capul vostru, fiindcă Hristos este capul lor și al bisericii, dar bărbații să-și iubească femeile precum a iubit Hristos biserica. Iată măsura duhovnicească de unde omul trebuie să înțeleagă până unde duce pofta, patima și acele năraburi armăsărești pe care nu le poate stăpâni, sau transformă taina cununiei într-un mare tomberon de gunoi pe care îl ia draglina din oraș cu cârligile și îl duce și îl varsă în dealul Bahluiului. Deci trebuie să fim atenți. Omul nu este coș de gunoi, este templu Duhului Sfânt. Fiindcă cineva a ripostat odată și a spus, da, părinte, zice, dar dacă toată lumea s-ar călugări, cine ar mai face copii? Mamă dragă, zic, nu-ți bate capul, zic, ar mai face Dumnezeu o lume și pentru copii, zic, poate mai bună ca asta. De-aia am vedea pe toți călugăriți, că n-ar fi scârbă, ar fi tare bine. Dar într-o țară de 22 de milioane, dacă sunt 2000 de călugări, dacă și vreo 3000 de călugărițe, și ăia împrășteați ca vântul și ca gândul, nici nu știi de unde să ieși, de unde să-i scoți, trebuie să-i numeri cu ani pe degete până îi găsești. Deci nu vă faceți problema, raportul e mult mai mare a celor ce iubesc lumea decât a celor ce vor sau încearcă să vrea să-L iubească pe Dumnezeu. Pentru că spune Mântuitorul, mulți de cei ce fug în față vor ajunge în spate. De ce? Viața e grea, lupta e grea, osteneala e grea, dracu bate război și ce se întâmplă? Cad și cad ca frunzele, spune Isaac Siru, de nu se sfătuiesc și nu se întăresc unul pe altul. Dar dacă știi să te întărești, nimeni nu te face să-L pierzi pe Dumnezeu. Și aici am rămas fără să vă dau explicația. Cine iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine? Ai fiu? Iubește-L întâi pe Dumnezeu să știi să-ți crești fiul. Și Solomon spune, părintele care își iubește fiul nu cruță varga. Unde este cruțată varga?
nu este iubit Fiul și nici Dumnezeu. Deci în felul ăsta trebuie să înțelegeți relația Dumnezeu, noi și fiii noștri. Deci trebuie să înțelegeți că nu lăsându-i să-și facă de capul lor îi iubiți, ci punându-i la un program administrativ sever în familie din care să iasă oamenii societății de mâine. Și la fiică la fel, mai ales mamele cu fiicele, care astăzi s-au făcut cele mai adânci și mai nerușinate vasele de sfrânări. Du-te la 13-14 ani, ele toate își pun sterilet. Poftim cultură generală, în țară creștină. Merge mai departe și acum trece la partea finală. Și cel ce nu-și ia crucea sa și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Care-i crucea sa? Crucea sa vă spun eu, fiindcă ea fiecăruia în parte, nu-i crucea lui Iisus Hristos. Nimeni nu o să mai poată fi bătut vreodată în cuie, nimeni nu o să mai poată fi vreodată împuns cu sulița în coastă, fiindcă noi nu facem imitații și maimuțării, cum spune Darwin. Evoluționismul e numai a lui, biserica are numai înălțare duhovnicească. Nu emită, nu șablonează, nu copie, ci naște noi și noi valori prin prototipul fiecărui sfânt în parte. Unul stă pe stâlp și-i stâlpnicul, altul stă în peșteră și-i Teofan Zăvoritul. Altul stă în fundurile pământului și poate e cel mai adânc și mai ascuns rugător de care nimeni nu știe și el e sfânt. Altul este poate cel mai, să spunem, mai fidel, să spunem, creștin din lume și e sfânt. Deci tainele rămân în mâna lui Dumnezeu. Să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă crucea? Te-ai căsătorit. N-ai deschis bine ochii și ai tropat. Dacă poți și dacă reușești, și dacă ești în măsură, străduiește-te să-ți duci această palmă sau plasă, cum mi se spune, pe care ai luat-o din neatenție. De ce? Fiindcă însuși Mântuitorul a spus, cine n-adună cu mine, risipește. Ai bărbat rău, roagă-te până o să se roadă genunchii să-l faci bun. L-ai luat desfrânat, l-ai luat bețiv, l-ai luat cu apucături rele, luptă! Fă-te tu icoana lui Dumnezeu în casa ta să-L umilești prin faptele tale, nu lătrând toată ziua și cățăvălind din gură, cum fac unele femei, deci fac bărbații lehamite și le și bat și mai și pleacă de acasă de răul lor. Deci nici așa. Căutați să-i îndreptați prin greșelile prin care i-ați și luat. Știți prea bine. Și bărbații la fel. Ți-ai luat o femeie mai nestăpânită, mai rea, mai aprigă, mai dură. Rabdo, suport-o, transform-o, educ-o, crește-o și ține minte că Dumnezeu nu suportă desfrânarea, desfrâul, divorțul și toate celelalte. De ce lucrul ăsta? Este un lucru foarte de mirare că nu s-a cerut explicație până în secolul 20 acestui lucru. Mergeți la divorț pe motiv de neîmpăcări, vă divorțați, foarte frumos, nimeni nu-i împotrivă. Dar ce facem noi cu legătura dată de Dumnezeu lui Moise? Când a spus femeia și bărbatul vor fi un trup, când în rai i-a spus lui Adam și Eva veți fi un trup și veți cunoaște și veți avea fii și creșteți și vă mulțiți și ea binecuvântat. Cine ne ridică binecuvântarea de divorț? Cine ne ridică dezlipirea unul de celălalt? Noi nu știm. 3 căsătorii, 4, 7, 9, 10, 11, 1, câte vrei găsești. Dar cine a ridicat această binecuvântare? Pentru că totuși Mântuitorul Hristos a spus-o prompt. Cine își lasă femeia afară de patimă de desfrânare, deci dacă a prins-o în adulter, în desfrânare, zice prea curvește. Și de să va căsători cu alta prea curvește. Și de va lua alta despărțită prea curvește. Câți nu se despart că nu-s bogați, câți nu se despart că se ceartă, câți nu se despart că nu se împacă, câți nu se despart că nu știu ce nu le mai convine, afară de pricina de desfrânare. Literar, sfinții spun că n-au liniște în rai dacă vor fi păcătoși în iad. Și totuși iadul e plin de păcătoși. Au încercat celelalte culte să arunce o oarecare mreajă de mângâiere, cu oarecare purgatoriu, cu oarecare părere de filtrare a păcatelor. Nu sunt filtrații. Filtrațiile se fac numai la băi când ai reumatism. La Dumnezeu se face un singur lucru. Oi și capre, stânga și dreapta. Ori focul cel veșnic, care nu e o minciună, ci este cuvântul lui Dumnezeu de însuși El spus, nu de noi. Și dacă a mințit Evanghelia, înseamnă că Hristos rămâne mincinos, ceea ce nu se poate că El este adevărul, calea și viața. Și odihna veșnică. Și celor ce vor învia cu fapte bune vor merge la odihna veșnică. Veniți binecuvântați, Tatăl meu. Dar mă întreb eu mai departe. Mă întreb totuși mai departe.
Cât de largă este calea ce duce la pierzare, că mulți aleargă pe ea. Te duci într-un oraș întreg. Sunt multe neajunsuri, neplăceri, greutăți și toate celelalte. Îngerii noștri păzitori le absolvă în condicile lor și le trec și le scriu și le prezintă în fața lui Dumnezeu. Nimic nu scapă de la ochiul lui cel atotputernic și atotștiutor. Asta intră la inteligența lui Dumnezeu. Este atât de inteligent încât își permite să scrie prin îngerii săi și gândurile oamenilor, și pornirile cele rele, și poftele cele rele. De-aia spune la un moment dat în Evanghelie, zice, și cel ce a poftit numai femeia cuiva a prea curvit, dar să te și desparți, să o lași și să iei și să schimbi un rând de femei. Deci vedeți, fraților, asta este ceea ce a vrut să spună Mântuitorul. Cine nu știe să mă respecte pe mine, degeaba iubește pe mamă, pe tată, pe fiu, pe fică și pe toate celelalte. Sfinții au venit să demonstreze acest lucru, că se poate trăi și în înfrânare, că se poate trăi și în postire, că se poate trăi și în curățenie, se poate trăi și ordonat, se poate trăi și căsătorit foarte frumos, se poate trăi și călugărit foarte frumos, se poate trăi și celib foarte frumos. Vine câte o fată disperată, vai părinte, dezlegarea cu nunie. Stai, mamă dragă, că nu te-a priponit nimeni. Nu te-ai măritat când a sosit ceasul. Cine te-a legat? Ce ți-a făcut? Citește, roagă-te, învață, postește, dedică-ți viața unei alte linii de lucru. Și când Dumnezeu va crede că ți este de folos, ți-o rânduiește și pe aia, n-alerga cu limba scoasă. Că aceste dezlegări de cununie, pe care le mai facem noi în biserică, prin pomelnicul de la psaltire și de la liturghie, uneori cad din intuiție cu alte întâmplări. Și vi le spun eu, că sunt nedorite și le-am întâlnit la spovedit. Și părinte, am făcut pomelnic la Sfinția voastră, zice, și mi-am găsit unul, zice, dar la 3 săptămâni, zice, mi-a tras o bătaie, zice, și ce-am pățit cu el, și cred că n-a fost la Dumnezeu. Ei, a fost de vină Dumnezeu, ți-a scos unul rău în cale. Cred că a rămas dezlegată cununia numai pe jumătate. Să mai umbli un an de zile la biserică, să dezlegi jumătatea aia altă. Că atunci ți iei unul despărțit cu 2 copii. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că fetele nu și-au legat cununia. Și-au necinstit fecioria. Și acum să tem de bărbați și umblă de colo și până colo, amăgind și speculând problemele, fiindcă le este rușine să dea sens cu piept și piept cu viața. De ce? Că și bărbații la rândul lor poartă vina. Toți vor să se căsătorească cu fecioare, dar ei le spurcă pe fecioare. Și dacă tu la rândul tău ai spurcat 2, 3, 4, 5, 10 și ele s-au stricat, cum vor să vină alții din urmă și să le ia curate? Cum vor să facă familie când păcatele au început de la temelie? Când binecuvântarea lui Dumnezeu nu mai este? Îs lucruri care nu sunt știute și trebuie spuse. Deci iată unde stă dezlegarea cununiei. Pentru că dacă o discuți și o cercetezi în amănunt, ea a mai trăit cu 4-5 deja. Și cum boala nu erai dezlegată de cununie când curveai cu el și ești legat acum când trebuie să te căsătorești? Deci vezi minte slabă, vezi rațiune bolnavă în ortodoxie, vezi minte necioplită? Dezlegarea cununiei este însuși rugăciunea de fiecare zi. Și Dumnezeu a făcut odată binecuvântare de dezlegarea cununiei pentru toate neamurile. Și a spus lui Adam și Eva, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Ei, știți cine n-are dezlegare de cununie? Cei care se căsătoresc și n-au fi. Aia, într-adevăr, este de la Dumnezeu un semn că ei trebuie să ducă o viață mult mai aspră, mult mai serioasă, mult mai grea. Și dacă Dumnezeu îi încununează cu copii, înseamnă că și cununia lor au avut o adevărată binecuvântare. Iar dacă nu, să-și ducă viața cinstită, că deși căsătoriți, Dumnezeu a cerut de la ei altă viață. Deci a cerut o viață de sfinți. I-a lăsat căsătoriți să demonstreze altora că și sfinții pot fi căsătoriți. Deci nu este un blestem sau o ocară. Dar noi înțelegem ce vrem noi. Noi facem ce știm noi și credem că ne jucăm cu rânduiala bisericii. Fiindcă spune mai departe în acatist și folosesc o frază. Bucurați-vă părinții celor 7 soboare ecumenice, că mărturisirea credinței cei adevărate ați întărit. De-aia s-a lăsat în biserică rânduieli pedagogice și morale și administrative asupra sfintelor taine, asupra curățirii de păcate, nu ca să râdă omul de ele, nu ca să le neglijeze, nu ca să le treacă cu vederea sau să le dea 3 interpretări. Dacă discuți cu cineva de canoane, îți începe a da interpretări, întâi ți le dă literare, zice că așa era pe atunci,
a doua oară ți le dă duhovnicești, că nu, trebuie înțeles altceva, trebuie înțeles fă-ți de cap. Și al treilea, calea se administrează numai în cazuri excepționale, deci asta numai când e un olog la pat, îi dai canoane, că ăla nu mai poate greși. Nu, frate, canoanele sunt pentru tot omul. Rânduiala bisericii pentru tot omul. Iar bunăvoința omului le scurtează sau le lungește. Caz din nou în păcat, stai 7 ani și nu te împărtăși. Te-ai pocăit, după 2 sau 3 împărtășește. Deci asta este. Lungirea sau, cum spune și la judecată, zice, a ucis, crimă, 20 de ani. La un timp vine o grațiere și îi dă drumul la 5. Ce ăla nu mai trebuie să-și facă în continuare pedeapsa, mai e liber, dar el trebuie să nu mai greșească, așa și Dumnezeu. Nu mai greșiți. Mergem la alt verset. Cel ce nu și-a crucea sa și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Deci și crucea sa, a fiecăruia în parte. Și cel ce nu-i mai place să poarte jugul căsătoriei și vrea să se despartă, că e mai bună viața comod, cel ce nu mai vrea să-și crească copiii, că să știți, mare răspuns va fi la judecată pentru mame și pentru părinți, indiferent ce fel de părinți, mai puțin sau mai mult credincioși, ce și-au lăsat copiii prin orfelinate, prin cămine și aruncați la întâmplare. Că-i familia grea și la școala ajutătoare, aia e altceva. Dar de educație tot familia răspunde. Profesorul nu poate să-și crească o adras la altuia sau într-o oră să învețe pe 37 de elevi ce ar trebui să-l învețe mamă sa într-o viață. Deci aici rămâne, cel ce nu și-a crucea sa nu este vrednic de mine. Adică vor fi judecați la judecată de Dumnezeu cine? Vor fi judecați cei din mănăstire ce nu și-au făcut datoria călugărească cu adevărat? Vor fi judecați cei ce administrează tainele, deci preot sau episcop, dacă nu le administrează corect sau face risipă de ele, că spune Apostolul Pavel, la vremea de apoi mort și boale în norod pentru proasta rânduială a tainelor lui Dumnezeu, sau spune într-un loc preot după popor sau după norod, dar în altă parte vor fi judecați și creștinii care nu și-au făcut datoria și în final vor fi judecați și pruncii. De ce? Pruncii sunt fiii noștri. Nu spune părinții mănâncă miere și la copiii să strepezeți dinții? Fac părinții păcate și copiii le trag. Deci iată de ce nu este mie vrednic. Pentru că și cel căsătorit va fi judecat de ce nu și-a respectat taina căsătoriei întru sine și de ce s-a lăsat. Că a spus Mântuitorul, e adevărat, zice, cine este, spune în Evanghelie destul de frumos, zice, unii sunt făcuți famini, alții se fac ei famini pentru Dumnezeu, alții mai departe Evanghelia. Te-ai despărțit, asta e semn că n-ai mai vrut să trăiești în căsătorie. Băi, ține viața curată până la gata. Că ești bărbat sau că ești femeie, nu te mai măriți niciodată. De ce nu te mai măriți? Nu te mai măriți tocmai pentru faptul să-i arăți lui Dumnezeu că nu te-ai despărțit dintr-o pricină și un moft al tău. Că nu-mi luau oși de unghi și nu mă învinețeau ochii cu pastă de papuci. Și l-am lăsat că am vrut viață duhovnicească. Ne-am divorțat, ne-am înțeles, ne-am despărțit și eu sunt cea mai curată femeie, văduvă, urmez porunca socială, morală, bisericească și sunt un om al societății. Nu te lași de bărbată tu și imediat îți pui coarne și umbli în căutarea lui altul. Ești din nou jună. Astea nu sunt lucruri creștinești, frate. De-aia biserica cade, de-aia încep catolicii să se întindă ca râia, de-aia încep anglicanii să se întindă ca râia, protestanții ca râia și sectele ca lepra. De ce? Lepra e mai rea ca râia. Râia o dai cu sulf și se duce. Dar lepra nu mai e cu ce o vindeca. Numai Dumnezeu dacă o vindecă. Asta e, frate, și în biserică. Deci noi facem lepra și râia împotriva legilor lui Dumnezeu. Spune mai departe. Apostolul Petru și-a luat inima în dinți, ca întotdeauna fiind un pic mai vrednic decât ceilalți în cuvânt, om cu viață, cu experiență, cu femeie, căsătorit, mai avea și el o soacră care probabil îl învățase multe sau avuse cu ea tangență, și spune Petru, iată, noi toate le-am lăsat și ți-am urmat ție. Adică Petru a vrut să aducă lumii un răspuns concret, care este plata, deci care este plata prin care Dumnezeu va răsplăti celor ce au urmat lui. Și atunci Iisus i-a zis, adevărat vă spun vouă, că cei ce mi-ați urmat mie, la nașterea cea din nou a lumii, deci aici se referă doar la simplul la apostoli, deci la simplul la apostoli, Fiul omului îi va pune pe tronul slavei atunci când va ședea pe 12 tronuri și pe ei însăși, judecând toate semințiile lui Israel, nu judecând că nu mai judecă Hristos și îi pune pe apostoli, ci vor fi martorii credincioși a celor 12 seminții a lui Israel și vor sta mărturie când se vor judeca noroadele de neascultările și fără de legile lor și vor fi cei care vor mărturisi pentru sentință.
Și o să zică unul, nu m-am putut ruga. Ar să spune Petru cum a plâns el cu amar. N-am putut posti, ar să spună Pavel cum s-a pocăit după ce a greșit. N-am putut să-L iubesc pe Dumnezeu, să spună Ioan Evanghelistul cum l-a iubit. Și în felul ăsta o să vezi că sfinții vor fi martori cu fapte adevărate la mărturisirea credinței desăvârșite. Bucurați-vă că prin alegerea voastră credința ați desăvârșit, spune în Acatistul. Și acum trecem Mântuitorul la toată lumea. De-abia acum. Nu trece la întâmplare și n-amestecă disciplinile. Nu toți sunt apostoli, spune Pavel, nu toți sunt proroci, nu toți sunt profeți, nu toți sunt învățători, nu toți sunt cu tare și cu tare, ci fiecare în rândul cetei sale și cu darul ce i-l-a dat Dumnezeu. Și măturătorul de stradă are un dar de la Dumnezeu, menține ordinea și curățenia. Și precum este curat într-un parc, precum este curat într-un oraș, așa trebuie să fie curat și în suflet, și în casă, și în cer, și în inimă, și peste tot. Poftim comparație contemplativă. Oricine va lăsa, spune acum, frați, surori, mamă, tată, femeie, copii, țarine, pentru numele meu, însutit va primi, deci însutit va primi, ce va primi însutit, nici nu vă vine minte. Spune acolo undeva, ce va da omul în schimb pentru sufletul său dacă lumea ar câștiga lumea și sufletul și-ar pierde. Deci îi dă însutita putere și binecuvântare, deci însutita putere și binecuvântare a harului lui Dumnezeu să reziste în calea pe care a luat-o. Și ia ca vă spun eu de ce. Spune prorocul David în psalm. Văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Ce sunt văile? Adâncurile de smerenie pe care Dumnezeu le dă prin binecuvântare celor ce sostenesc pentru el. Răbdarea nispită, în scârbă și toate celelalte. Și iarăși spune mai departe apostolul într-una din Evanghelii, și chiar nu în Evanghelii, spune chiar în... Spune apostolul Pavel la Corinteni. Zice, firea este neputincioasă. Noi am vrea să facem multe, dar trupul ne trage la rele. Dar zice, lupta dreaptă am luptat. Fiindcă mai departe el arată, cine nu luptă după legile jocului, cade. Și Mântuitorul într-o altă parte în Evanghelie spune și el. Și-a căzut sămânța pe drum, pe spini, pe uscat, prin țărna bună și-a rodit. Una a făcut 30 de boabe, deci căsătoriții, 60 de boabe, cei evlavioși și cumpătați și cu tare, și 100 de boabe, cei ce se leapădă de sine și urmează Dumnezeu. Deci însutită plată vor primi. Și o să vedeți imediat cum e și cu plata asta. Și viața veșnică vor moșteni. Iată primul răspuns pe care nu l-a dat nimeni dintre oameni. Drepturile omului îți garantează că poți să curvești. Drepturile omului îți dă dreptul să ai pașaport, să asculți la radio, să te uiți la televizor, să intri în NATO, să ieși afară din Europa, să te duci prin Anglia, să treci prin Budapesta, dar nu-ți dă viața veșnică. Viața veșnică o dă numai Iisus Hristos. Deci aici sunt drepturile pe care El le alocă celor ce-L urmează pe El în realitate. Și să vedeți cum e. Sta odată în iad niște oameni păcătoși și lângă ei auzea pe unul cântând în ea. Și toți au rămas surprinși și mirați. Păi ce faci, suflet osândit? Tu cânți? Ce da, cânt. Păi care-i motivul? Păi mă bucur. Păi cum te bucur, zice el? Întuneric, fața lui Dumnezeu nu mai este, milă nu mai este, har nu mai este, iertare nu mai este. Mai este un lucru, zice. Din neamul meu, astăzi s-a născut unul care se va face monah. Și zice, spune la Evanghelie, cel de la mănăstire care se roagă, până la al șaptelea neam va mântui. Și zice, eu-s de-abia neamul al treilea. Ai văzut? Deci ăla avea să facă rugăciuni și prin viața lui, prin osteniala lui, prin scârba lui, prin răbdarea lui, să mântuiau cei din iad că îi pomenea la rugăciune și Dumnezeu lua îndurare. Că orice director are niște adjuncți, când vine și se roagă pentru un prieten, îl absolvă. La servicii, îl trece la școală, îl lasă de o amendă, îl scurtează de o pedeapsă. La fel și Dumnezeu, prin rugăciunea sfinților către el, toate voile sale le-a făcut într-un dânsi. Deci i-a ascultat și pe sfinți. Deci iată în felul cum trebuie privit modul în care Dumnezeu poate să răsplătească și să dea și însutit și viață veșnică. Deci, iată, aici este semnul despre care vrea Dumnezeu să vorbească. Cel ce face, cum se spune în popor o vorbă, un pas la mine, eu fac 10 spre el. Și Sfântul Vasile cel Mare, fuga de păcat este apropierea de Dumnezeu.
Ura păcatului este împăcarea cu Dumnezeu. Iar desăvârșita lepădare de păcat este unirea cu Dumnezeu. Ai văzut? Și cel ce vine pe mine s-a lepădat de sine, nu mai are patimă, așa spune Mântuitorul. Deci nu mai ai mofturi, nu mai ai plăceri, nu mai ai inconveniente, nu mai ai ale tale dintr-o ale tale, ci sale lui dintr-o ale lui. Deci Hristos este cel ce ți impune ce să faci. Scârbă, foame, sete, batjocuri, ocară și celelalte și iarăși spune în taina călugăriei. Cu veselie să te veselești și cu bucurie să te bucuri că te-a ales Dumnezeu să urmezi astăzi viața îngerească și să moștenești viața de veci. Așa spune în taina călugăriei. De ce am făcut această analogie a Evangheliei? Pentru că am vrut să închei cu următorul lucru. În general, majoritatea sfinților s-a făcut din lepădările de lume, din oameni ce au ales lepădarea de sine. Tebaida, Nilu, Valea Palestinei, Ierusalimul, Alexandria, Egiptul, toate au fost adevărate oază de verdeață duhovnicească, cum spune și troparul. Nerodirea pustiului într-un câmp roditor l-ai și cu lacrimile tale însutit ai făcut ostenelile tale roditoare. Deci iată, a născut vieți de sfinți, a născut oameni înțelepți, a născut îngeri în trup care la rândul lor urcându-se la cer au luat plata cea veșnică. Deci adevărate state și comunități monahale, 5.000 la Pahome, 2.000 la Eftime, 3.000 sau 10.000 la Antonie, 2.000 în Tebaida, 4.000 în Palestina, iată nume și numeri de călugări, sau numere, sume, cifre de vieți monahale. Nu 2, 3, 15, 14, 16, 1, 3, ce e asta? Te joci cu Dumnezeu de-a râsul? Ce ar fi pe un hectar de pământ să pui doi porumbi și să spui am plantat porumb? Asta face lumea pentru Dumnezeu. Nu vrea să dea nimic și vrea să le ia pe toate. Nu vrea să aloce nimic și să investească, dar vrea să câștige totul. Scriem în pomelnice și sporul gospodăriei și liniștea casei și spor la bani și izbăvirea de patim și tot ce vrem noi și ne dorim. Dar niciodată când ne ducem acasă nu ne punem în genunchi să spunem Doamne, acum mă rog o oră pentru că ți-am scris atâtea și ți-am cerut și vreau și eu să mă rog ca să-mi dai. Deci îl lasă numai pe Dumnezeu strimată. Ei, asta e ca și la mandat poștal, scrie acolo, prin ramburs. Deci ai să primești la Dumnezeu, dar trimite în ramburs. El nu vrea bani, vrea rugăciuni. Și când o să considere că pachetul de îmbunătățire pe care îl ai cerut prin oferta pomelnicului, o să primească cantitatea de rugăciuni necesare, imediat îți expediază pe un înger păzitor ce ai nevoie. Și ai vrei să vezi, s-a împlinit cu tare, s-a rezolvat cu tare, de ce? A știut că ai meritat. Deci acei 7 Tatăl nostru, 12, 24, acea acatismă la psaltire, acei psalmi, acel paraclis și acel acatist, alea sunt lucruri de sfințenie ce trebuie păstrate, respectate, ca să poți să te unești cu Dumnezeu. Sfinții, majoritatea au fost călugări. Majoritatea s-au lepădat de sine. Deci viața monahală este adevărata oază duhovnicească, sau cum spunea un mare om învățat al bisericii, armata de geniu lui Hristos, Serafim de Sarov, Sfântul de la Ruși. Deci iată, armata de geniu lui Hristos. Știm noi, așa în mare, ce e ortodoxia, știm noi ce e biserica, știm ce-s poruncile, știm ce e liturgia, știm ce e spovedania. Dacă să-ți spună cineva că numai părerea de sine, numai gândul spurcat, numai ochiul spurcat, numai mintea întinată sunt lucruri care te coboară, iată, te cutremur și te înfricoșezi. Deci iată cât de subtilă este subțirătatea milei lui Dumnezeu. Și ca să vedeți și acest lucru, că mirenii se judecă într-un fel și călugării într-un fel, de aia spune că ceata sfinților este mult mai aprinsă și mai luminoasă. Un călugăr ce avea ucenic în pustie, a venit cu un copilaș mic la mănăstire. Și a spus, zice, nu te putem primi, că ai copil. Zice, nu, faceți cum vreți cu el. Ce ai văzut în Scriptură ce a spus Avram? Ai să aduci copilul tău jertfă. Ăsta n-a spus, domnule, dar cum îți permis, dai copilul meu, dar nu știu ce explicații raționale. Ce spui aia fac? Fă foc în cuptor. I-a spus egumenul, bătrânul. A făcut foc în cuptor, aruncă copilul. Pur și simplu l-a luat și l-a aruncat. Dar dragostea de Dumnezeu îi foc ce nu arde și nu mistuie, văpaia rugului din Sinai. Copilul mergea prin flăcări ca prin rouă. Și atunci bătrânul îi spune, desăvârșită este ascultarea ta. Ei, ăsta e semnul
finătății sau a subțirimii voiei lui Dumnezeu pentru cei lepădați de sine. Pentru cei grosolani sau pentru oamenii care înțeleg mai greu credința, Dumnezeu face și altfel de milostenie. Mergea un căruțaș cu pâine pe drum, zgârcit și nenorocit, și nu dădea niciodată milostenie. Și un sărac a spus, vreau să mântuiesc sufletul ăsta, zice. Astăzi, zice, am să-i întind o capcană. Și l-a lăsat când trecea într-un deal peste un sat, deci peste un deal la un sat, l-a lăsat să intre cu căruța într-o zonă, fără pietre, fără crengi, fără nimic, prin un imaș întins. Și s-a prins de căruță, de spatele căruței, și a început să strige, dă-mi pâine, dă-mi pâine, dă-mi pâine. Ăsta, nervos, cu ce să-l lovească? Nimic împrejur. A luat o pâine din lada cu pâine și a zvârlit în el. Și ăsta a spus, bă, da proste, Dumnezeu să te mântuiască și pe tine. Și murind bogatul dintr-o întâmplare oarecare, s-au cerut faptele judecății lui. N-au găsit îngerii nimic să pună, dar Dumnezeu și-a adus aminte de ruga săracului. Zice, ia mai căutați voi, zice, vedeți acolo undeva ceva la satul lui, un sărac cu o pâine, lămuriți-mă din catastife treaba aceea. Au adus acea pâine în simbol duhovnicesc dată săracului, care cine își dă lui Hristos îi dă, și când au pus-o în cântar, au început dracii să urle ca toți câinii și toate juvinile, că s-au făcut păcatele mai ușoare ca paie. Rugăciunea celui care a primit-o, bodaprostele acela care l-a spus în numele lui Iisus Hristos, a cântărit mai mult decât toate păcatele lui. Și l-a mântuit pentru o pâine, da, pentru o milostenie pic cu pic de o viață întreagă. Câtă plată nu poți să iei la Dumnezeu? Deci trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți la subțirimea voiei lui Dumnezeu. Nici sfinții, că sunt sfinți, nu l-au înțeles pe Dumnezeu în totalitate, de aceea mulți au murit cu certitudinea că sunt păcătoși. Aldeava Sisoie, care vorbea cu îngerii, vedea pe Dumnezeu cerul deschis, întreabă la un moment dat satana, ce tot te rogi atâta dorești mântuit? Pleacă răule, încă o oră de pocăință mai trebuie, zice. Nici n-am pus măcar început bun. Deci iată ce păcătos se vedea. Și mulți alți avea ai patericului. Un alt caz autentic și concret de mântuire prin mila lui Dumnezeu. Desfrânata care avea frate în pustie când a vrut și a văzut-o frate surioară ce zile a ajuns. Citiți viețile sfintelor desfrânate și o să găsiți acolo. Zice, nu vrei să te pocăiești? Ba da, zice, mă duc să-mi iau hainele. Lasă-le că de te vei întoarce ca femeia lui Lot după haine și avere, zice, piatră te faci, hai acum cu mine. Și a mers în pustie și în clipa când s-a lovit undeva de o piatră, a început să-i curgă sângele și voi, până s-a scurs tot sângele. Și deodată ăsta a văzut o moarte. Dar ce minune înfricoșată, să certau îngerii lui Dumnezeu cu diavolul, ea noastră, ea noastră, ea noastră, baia noastră. Și atunci s-aude glasul lui Dumnezeu, întemnițaților împunecați ce sunteți. Oare sângele meu nu-i mai scump ca zice, sufletul ei, zice, și ceea ce vreți voi să fac? Eu am aruncat sângele, zice, de pomană, zice, n-am jertfit pentru mântuirea lumii, plecați de aici. În ce te va găsi, între aceea te va judeca, s-a auzit glas din cer și i-au luat sufletul și l-au dus în rai, pentru că era pe calea pocăinței. Calea pocăinței poate să fie de o viață, poate să fie de o lună, poate să fie de o zi, poate să fie de o clipă și poate să fie de o secundă. Ce am face noi în clipa când acum ar exploda, să spunem, un arsenal de ăsta nuclear făcut de toți nebunii? Nu-ți mai rămâne decât să faci, dacă mai ai vreme, cruce cu limba sau să întrebi, of, Doamne, sau iartă-mă, Doamne, pentru că te topești. Deci nici nu mai ai timp să respiri. Într-o clipă toți vom fi la judecată. Cred că acea secundă și clipă va cântări mai mult. Va fi vai de cei ce vor fi doi în pat, unul se va lua și unul se va lăsa, cine se va lua? Se va lua desfrânatul care s-a însurat numai să desfrâneze și soția care stătea de sâlă. Vor fi doi la moară, deci vor vorbi aiurea, sectari sau ortodoxi, cel ce va propovădui curat se va lăsa, cel nu se va lua, pentru că toți pretind că au pe Duhul Sfânt. Dar și Duhul Sfânt are un criteriu de contabilitate al Lui. Faptele care vin de la Duhul Sfânt sunt dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, ele aduc pacea în Duhul Sfânt. Nu materia înzecită și îngrecată de toți zăpăciții, crezând că prin materie covârșesc biserica. Spune undeva la acoperământul Maicii Domnului, spune că acoperământul ei este mai scump decât chihlimbarul, luminându-se nu prin materie, ci prin duhovnicie.
De aceea ne închinăm și cinstim prea curatul tău acoperământ. Deci iată, Fecioara Maria, prin smerenia virtuții ei și-a dobândit bogăția cea veșnică, mai mult decât pietrele prețioase. Și noi, la fel, nu cantitățile de bijuterii sau sumele de bani sau cecurile sau vilele sau terenurile sau gospodăriile sau nu știu ce intelectualități și academii. Astea sunt ale lumii, sunt necesare în lume, lumea se dezvoltă, progresează, se folosește de ele, dar nu se leagă cu inima de ele, fiindcă rămân. Nu s-a găsit încă un cap să le iei de pe un cap, de pe un trup mort, să-l pui pe altul viu și te folosești de el în continuare. Fiecare om și-a îngropat cu el și prostia și înțelepciunea. Că atunci am avea 1000 de Ștefan cel Mare, am avea 1000 de Iorga, am avea 1000 de Vasile Voiculescu sau 1000 de Părintele Cleopa sau 1000 de Părintele Stăniloae sau 1000 de Sfântul Vasile cel Mare, nu. Fiecare a fost un unicat în vremea lui, la timpul lui, la valoarea lui, dar fapta lui rămâne vie prin duhovnicia pe care a investit-o și o investesc. Alde cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, care nu este altceva decât o mână de sfinte moaște. Un trup ușor uscat în duhovnicit, care mângâie o Moldovă și o țară întreagă și o lume întreagă. O păzește de cutremur, de potop, de foc, de sabie, reușită la examen, înțelegere în familie și câte alte nu se duce omul și își spune acolo păsul și ea le împlinește. De ce? Mărimea lui Dumnezeu prin micimea celor mici se proslăvește. Și dacă vrei să te convingi de la Dumnezeu nemărginitul până la furnica pe care o strivești tu sub deget, totul e Dumnezeu. Pentru că tu nu știi să faci una de aia, numai El e în măsură. Sau acea gâză nenorocită ce se formează pe oțet, că de-abia o vezi cu ochiul liber. Și de-aia știe Dumnezeu și de numărul ei, și de zilele ei, și de ochii ei, și de viața ei. Deci prin asta se proslăvește Dumnezeu. Noi nu suntem decât, cum spune Apostolul Pavel, nimica pot, nimica sunt, nimica fac. Pentru că în final trebuie să înțelegem un lucru și cu ăsta încheiem. Sfinții sunt armata lui Hristos, care apără lumea de toate ispitele dracilor. De aceea, în fiecare rugăciune seara, putem să spunem această rugăciune scurtă. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De ce pentru noi? Pentru că noi avem nevoie de rugăciunea lor și nu ei de rugăciunea noastră. Să nu crezi că se bucură Sfântul cu tare că i-ai făcut tu acatistul. Nici nu-l interesează. Din contra, îi dai o muncă în plus. Trebuie să iasă din ceata lui, să ducă la Dumnezeu. Doamne, hai, te rog, ajută-l pe cu tare. Și primește darul și să-l trimite ție. Deci asta trebuie să vă rămână în minte. Legătura între biserică și sfinți, biserica biruitoare din cer și biserica luptătoare de pe pământ, este o legătură a dragostei, precum este între Fiul, între Tatăl și între Duhul Sfânt. Deci legătura intertrinitară este asemănătoare, deci este asemănătoare prin lucrarea bisericii între cele două biserici. Deci biserica nu face altceva decât să aibă o comuniune între biserica de sus și cea de jos. Tu proscomidești de jos și Dumnezeu lucrează cu sfinții de sus. Tu proscomidești din altar și El lucrează din rai, din cer. Deci iată, asta este legătura pe care o vrea Dumnezeu. Iubiți-vă între voi să cunoașteți că sunteți ucenicii mei. Și în încheiere, ca să nu vă plictisiți, este și aceasta. Nici o biserică nu este mai bogată în lume. Nici o biserică nu este mai sfântă în lume. Nici o biserică nu este mai măreață în lume decât Biserica Creștină de Răsărit. De ce? Celelalte surori sunt surori vitrege. Și-au luat partea de moștenire de la Tatăl și s-au dus în țara păcatului și fac ce vor el. Deci Biserica de Răsărit rămâne singura biserică creștină, dar care trebuie să aibă grijă să nu cumva să spună vreodată, tată, lui ăsta îi dai vițel și mie nu mi-ai dat măcar un miel. Să nu ne mândrim nici că suntem ortodoxi, nici că suntem creștini, dar să ne mândrim că nu ne-am despărțit de Hristos. Când auziți de secte sau de alte învățături sucite, bagă-ți vată în urechi sau întoarce-te cu spatele și du-te. Nu ești în măsură să le explici. Au draci în ei care învață să stâlcuiască toate scripturile, dar n-au un singur lucru. N-au Duhul lui Dumnezeu ca să poată să te perturbe. Când ești spovedit și împărtășit, toți sfinții sunt cu tine. Nici nu trebuie să deschizi tu gura că Dumnezeu îți dă ce trebuie să vorbești sau ce să faci și cum să te ferești. Deci cu tot ajutorul și cu toată încrederea, formând alături de armata sfinților de sus, deci de biserica biruitoare, să facem un corp unit al Bisericii lui Hristos în care să spunem: minunate ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun lucru nu e de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Amin.
Salutate, Doamne!